Vlad Morar regretă enorm că UTA nu a bătut Dinamo și echipa sa a ratat calificarea în play-off. El speră ca albi-roșii să termine primii în play-out și să joace barajul pentru Conference League. Elevii lui Mircea Rednic vor da primul examen luni de la ora 17:30 contra voluntariului. Lotul este poate mai bun decât când a fost data trecută, dar este pe un drum bun UTA și dacă va continua așa, sper ca la anul să fim în play-off. Să fie echipa în play-off. Poate a fost și puțină presiune pe noi, dar cu toate astea trebuia să câștigăm, pentru că cu o victorie eram în play-off. Dar asta nu mai contează. Acum ne gândim la meciul de luni și la play-out. Că și obiectivul nostru o să fie să câștigăm play-out-ul. Eu asta îmi doresc. Și luni așteptăm un număr cât mai mare alături de noi.